Proverbe, capitolul 14, cu versetul 12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Se întâmpla în visul meu căci mă aflam într-o pădure. Într-o pădure asemănătoare cum, ca și în zona aceasta frumos din dealurile acestea împădurite, mă aflam pe o cărare nemarcată și mi s-a dat de înțeles că trebuie să merg să urmez această cărare. În stânga mea parcă auzeam o voce: du-te drept înainte, căci vreau ca tu să ajungi sus pe munte. O altă voce îmi spunea: nu, tu du-te în jos, pentru că dacă tu urmezi această cale care duce sus în vârf, tu nu vei reuși. Vor fi anumite tronsoane din traseu care nu vei putea să le parcurgi, pentru că ești prea slab, ești prea mic, nu vei reuși. Și a trebuit să aleg și am ales vocea care mi-a spus: da, mă voi duce în față, vreau să merg spre munte. Dar știți cum e în orice locație, sunt mai multe drumuri, sunt mai multe cărări. Eu puteam să iau și la stânga, și la dreapta, puteam să deviez, dar știam clar care este drumul spre cer. Știam că drumul spre cer este drumul acela îngust, care urcă în sus și merge spre vârf. Și am continuat să merg pe această cărare, chiar dacă vocea aceea îmi zicea că tu nu vei reuși, nu vei putea. Și mi-am dat seama că fiecare dintre noi au momente în viață când poate spunem: eu nu pot, nu mai reușesc. Dar Dumnezeu ne întărește și slăvit să fie numele, căci El ne ajută să merem mai departe. Și am continuat să merg. Am văzut pe cărare mulți oameni și am văzut că unii se îndepărtau de cărarea cea dreaptă. Unii mergeau în alte părți, ziceau că haideți după noi, pentru că hai după mine, căci pe asta e calea cea bună. Și alții ziceau: ba, uite, hai pe aici, pe asta că e mai ușoară. De ce să urci în sus? De ce să dai de pietre și de stânci? Hai pe aceasta că este foarte ușoară. Dar toate mergeau în jos. Și am hotărât să merg pe calea aceea îngustă, pe calea aceea care duce spre vârf, spre cer. Și la un moment dat mi-am dat seama, am zis, după ce mi-a arătat Domnul visul acesta, am zis: Doamne, ce înseamnă eu... ce înseamnă pentru mine, primul rând, acest lucru? Și Domnul mi-a zis: acest lucru înseamnă că în fiecare zi din viața mea și din viața noastră, este o alegere să mergem pe calea aceasta. Pentru că la un moment dat în visul meu se înoptase și a trebuit să mă opresc. Și am zis: Doamne, mâine va trebui să continui să merg pe această cale. Și din nou se făcuse dimineață. Și am continuat să merg pe această cale și am zis: Doamne, asta înseamnă că în fiecare zi trebuie să alegi să mergi pe calea mea. Căci foarte ușor poți să deviezi, foarte ușor poți să te ia valul și să mergi în altă direcție. Dar Dumnezeu să ne întărească să păstrăm această cale și să-L urmăm în fiecare zi. Așa cum zice, să ne luăm crucea în fiecare zi. Și la un moment dat am ajuns la o intersecție de drumuri. Aici nu mai erau multe cărări, aici erau doar două. Spre dreapta sau spre stânga. Spre dreapta coborea un drum foarte abrupt în jos, foarte lat. Coborea și chiar m-am uitat în jos ce înseamnă și am văzut că merg foarte mulți oameni încolo și am văzut că jos de tot era un oraș foarte mare, foarte luminat, foarte modern, pot să spun, așa cum vedem în filme. Dar acolo, zicea, acolo este Sodoma și Gomora. Dacă coboară cineva acolo, se va afunda în păcat. Acolo nu sunt eu. Nu acolo trebuie să ajungi. Să nu ajungă nimeni acolo. Dar din păcate foarte mulți oameni coborau în jos, veseli, foarte bucuroși, la prima vedere. Și un alt drum care urca, șerpuia în sus, plin cu stânci, foarte îngust, o cărare mică, mergea în sus. Și atunci iar a venit vocea aceea și mi-a zis: de ce nu mergi în jos? Nu vezi câți merg în jos? Tu vrei să mergi și tu în sus? Nu vezi cât ce puțin sunt pe calea aceea? Că m-am uitat și în stânga și în dreapta și am văzut, așa cum zice Biblia, căci cărarea cea strâmtă și despre cărarea cea lată.
Și am zis, nu, eu voi merge în sus pentru că vreau să ajung pe vârf. Vreau să ajung pe vârful muntelui, adică în prezența lui Dumnezeu. Și am continuat să merg. Și la un moment dat mi-a zis, ai grijă că acum nu după mult timp vei ajunge într-un loc unde nu vei putea să continui. Ba da, indiferent de ce îmi spui tu, eu voi putea să merg în continuare. Vreau să merg, aleg să merg în continuare. Și la un moment dat am ajuns, cărarea mea s-a oprit și am ajuns în fața unei perete de stâncă. Era atât de înaltă că aproape vertical, mă uitam în sus, nici nu-i vedeam ce înalt este. Nu era altă cărare niciunde, nu puteam să o ocolesc, nu puteam să fac nimic. Și atunci mi s-a apărut un înger sau un om, nu știu ce era, un bărbat în vârstă cu peri albi și mi-a spus, uită-te acolo, este o crăpătură în stâncă, este o crăpătură. Este ca un fel de tunel, dar nu era chiar tunel, era o crăpătură foarte îngustă, foarte strâmtă. Și zice, dacă vrei să continui, tu va trebui să mergi pe acolo, să intri în crăpătura aceea. Dar ai grijă, pentru că tu dacă intri acolo, sunt tot felul de lucruri, tot felul de animale de alea urăcioase sau, nu știu, șerpi, scorpioni, tot felul de lucruri, animale de alea foarte dăunătoare omului și vei muri, pentru că ele, dacă se vor atinge de tine, tu vei muri acolo și nu vei putea trece. Și am spus, indiferent de ce s-a întâmplat, eu continui să merg, pentru că acolo era singura opțiune de a... Deci erau două alegeri, ori să merg înapoi, ori să merg pe acolo. Și am zis că eu voi merge pe acolo. Și am intrat, într-adevăr, era foarte strâmt. Efectiv, a trebuit să mă târăsc pe coate, de-abia aveam loc. Și am continuat să merg. Și, într-adevăr, mai multe lucruri s-au atins de mine, dar n-am pățit nimic. Și am ajuns pe partea cealaltă. Și iar am întrebat la sfârșit, Doamne, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, a spus Domnul, că dacă tu vrei să mergi pe calea îngustă și ești hotărât să mergi în fiecare zi pe calea mea, la un moment dat va trebui să te smerești, să mergi smerit, să te smerești atât de mult ca să poți trece pe acolo. Căci cine nu se smerește și crede că el poate să facă, să-și rezolve problemele, dacă crede că el poate să facă lucrurile să meargă și în cele spirituale, atunci nu vom reuși. Va trebui să te smerești, pentru că Biblia spune aceste, să smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, ca El, la vremea potrivită, să vă înalțe. Și am trecut pe partea cealaltă. Și în partea cealaltă era același om care era înainte. Și mi-a spus, pentru că ai crezut și pentru că ai luat hotărârea aceasta și pentru că nu te-ai dat înapoi. Deci, n-ai renunțat. Acum du-te, că ești foarte aproape de vârf. Du-te în vârf, că mai ai foarte puțin și vei ajunge acolo unde ți-ai dorit. Adică în prezența lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu vrea să fim, fiecare dintre noi. Și am continuat și am ajuns foarte repede, am ajuns acolo. Și ce am găsit acolo? Am găsit oameni credincioși, oameni din biserică, care se rugau, care își ridicau mâinile spre cer, care lăudau și slăveau pe Dumnezeu. Și îi mulțumim Domnului căci încă putem să-L mai lăudăm. Și erau foarte bucuroși, era o bucurie profundă, era prezența lui Dumnezeu. Și a spus Domnul, aici vreau să fie fiecare copil al meu, inclusiv eu, fiecare dintre noi, să fim acolo sus, în prezența Lui. Și mai era un singur punct înainte să încheie. Și mi-a spus, acum uită-te, fiind sus pe munte, uită-te în jur. Întoarce-te așa din stânga înspre dreapta, în jurul tău, ce vezi în jos? Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, eu dacă mă uitam în jos, nu vedeam nimic. Pentru că era muntele acela, un pic mai jos, era înconjurat de un nor negru foarte dens. Prin acel munte n-am putut să văd ce este. Deși știam ce este, pentru că de acolo veneam. Și mi-a spus așa în continuare, mi-a spus, vezi? Așa se întâmplă cu oamenii lui Dumnezeu și oamenii din lume. Oamenii din lume nu pot vedea prezența mea, nu pot să mă simt, nu pot să mă vadă, nu pot să mă perceapă, pentru că acest nor negru îi întunecă ochii, ei nu mă văd. Doar cine trece pe aici, doar cine ascultă de mine, de cuvântul meu, de tot ce îi spun eu, deci ca să urmăm pe Domnul pe calea pe care El ne-a trasă-o și când vom ajunge acolo, atunci îl vom vedea. Poate și acum avem întrebări și nu înțelegem anumite lucruri, dar Domnul să ne ajute să ajungem în locul unde El vrea să fie.